Ok, facem o probă cu acest cuvânt ușor, bine? Hai să vedem. Și aveți, am uitat să vă spun, cei care, doar un pic înainte să începeți, cei care sunt voluntari și desenează primesc punct și cel care ghicește primul iarăși primește punct. Dacă ești voluntar și nimeni nu poate să ghicească ce ai desenat tu acolo, că ai desenat prea încălcit, nu primești nici tu punct, ok? Și voi aveți 30 de secunde pentru cuvântul ăsta să-l desenați, bine? Când se termină cele 30 de secunde, Isaac ne spune și vă opriți unde sunteți, bine? Ok. Când începeți să desenați, Isaac pornește numărătoarea. Hai să vedem. Primul care răspunde în conversații. Simina, în chat, în conversații. Floare, Cristine, ne spune mai exact, vrem, nu e chiar. Damian, bravo, ăla-i cuvântul. Super, deci fetele amândouă au un punct fiecare. Isaac, nu-i găroasă asta. Ok. Bun. Următorul voluntar, cine vrea să fie? Simina. Ok. Uite, cuvântul ăsta. Ia să vedem. Cristine, vrem să te vedem și pe tine. Ai pornit numărătoarea, Isaac, da? Okay. Da. Ia să vedem. Aveți sugestii? Nu-i creion, Damian. Nu-i nici sticlă. Ba da, scuze. E o sticlă, dar trebuie să ne gândim mai profund. Ce fel de sticlă e asta? Scuze, n-am fost atentă. S-a auzit cumva că s-a dus timpul? Ok, ea nu mai desenează. Ok, Cristine, super, ăla-i răspunsul. A fost un termos. O să ne-l imaginăm că a fost un termos. Da, poate să fie și sticlă și bidon. Ideea e cu, ăsta a fost cuvântul, bine? Deci, Sorina, cât un punct și lui Cristine și lui Simina. Super. Următorul voluntar. Care vreți să fiți? Hello? Ce ciudat e să fie totul liniște. Dami, acum îți trimit cuvântul. E ciudat să vorbești singur, știi? Damian. Ok. Fii atent. Dami, tu te-ai mai jucat și la Campărea de Prahova, tot asta, nu? Ia. Ia să vedem. Hai cu ideile, să vedem ce poate să fie. Serios, nici eu nu mi-aș da seama ce e asta. Pizza, nu e pizza. Ok, Isaac ne spune că a expirat timpul și că nu mai poți să desenezi. Nu este o paletă de colorat, nu este nici mazăre, nici paletă cu acoarele. Ok, hai să mai vedem. Vă dau un indiciu, că nu e foarte clar desenul. Mergeți un pic spre chestii de mâncat. Spre chestii care se mănâncă. E ceva de mâncat, ceva desenat acolo. Cașcaval. Nu e cașcaval, nici omletă. Pâine. Nu e pâine, Cristine.
Alte idei mai aveți? Alte idei? Bine, vă mai dau un indiciu. E ceva dulce. Nu e nimic sărat acolo. Care a fost indiciul că nu l-am auzit? E ceva dulce și nu e ciocolată. Biscuite. Ești pe aproape cu biscuitele. Cât de cât. Ia să vedem. Bun, stați, s-a spus, turtă dulce. Bravo, Casia și Ruxi, ăla-i cuvântul. Bravo, bravo, mai bravo. Bine, mai bine făceam un omolez de turtă dulce, mi-a venit ideea asta după. Măi, nu ți-a venit ideea, ai pierdut trenul, știi? Super, deci un punct pentru Damian și un punct pentru Casia și Ruxi, că nu știm cum să vă împărțim acolo punctele, așa că bravo. Bun. Trecem la cuvinte mai grele, că astea au fost ușurele. Bine? Ușurele, mă rog. Cine mai vrea să fie voluntar? Cine n-a fost, dacă vreți? Vreți voi? Casia și Ruxi? Nu știu care sunteți. Ziceți-mi și mie care sunteți Casia și care sunteți Ruxi. Eu sunt Casia și ea e Ruxi. Din Pedaliada. Da, te-am cunoscut în Pedaliada. Uh-huh. Mi-amintesc de asta, dar... Adică mi-amintesc de numele tău, că... Am văd dat lucrurile alea cu meserile, cu gunoierul, cu... Ah, măi, mi-amintesc de numele tău de familie, dar nu mai știam exact care din voi sunt. Am și un frate. Ok, ok. Bun, hai să vă dau un cuvânt. Fii atentă. V-am trimis un cuvânt. Ia să vedem. Isaac, cronometru. Nu e o masă. Nu e niciun scaun, Damian. Hai că fetele au imaginație. Chiar au. O trambulină. Simina a fost prima. Damian a fost după. Scuze, Damian. Bravo, Simi. A era. Trambulina era. Hai că am zis că vă dau un cuvânt mai greu și chiar n-a fost mai greu. Ok. Deci, cât un punct la fete... Și un punct Siminei. Super! Următorul voluntar. Cristine, putem să te vedem? Ne auzi? Bună! Ce faci, mai? Ok. Cristine, vrei să fii și tu odată? Voluntar? Nu? Nu. Nu, bine. Altcineva, cine vrea? Nu tot fetele, altcineva. Șuțoi, da? Ana Maria, văd. Ce zici, Sorina? Cristine Șuțoiu, sau cum o cheamă, că trebuie să da. Nu înțelegi și nu știu exact. Vreau eu. Care eu, stai. Retefora. Ok, Retefora. Oricum sunteți amândouă, că o să vedeți amândouă cuvântul. Da. Noi suntem ca una. Pe foaie sau pe telefon? Pe foaie, ne-am schimbat strategia cu share screen. Bine. Am dat și noi. Ok. Asta? Acum trecem la lucruri biblice, bine? O să-mi zic. Deci să vă gândiți la lucruri biblice. Mai mult nu vă zic ca, și indiciu. Iată, vedem, Isaac va porni. Isaac, aplică la adunare. Ierihon. Să mă gândesc.
Repejor, repejor, să te gândești. Bun, am pornit cronometru, că a început să deseneze. Deci v-am zis, suntem la lucruri biblice, bine? O cetate. Mai exact, o cetate. Ok, e o cetate. Dar ne referim la... Ok, Casia și Ruxi ați ghicit. Este Ierihonul. La ăla m-am referit. Deci, măi, luați toate punctele voi. Suntem okay. Pricepute la desen. L-a ghicit acum. Ok, bun, super. Ăia nu mai sunt din Ierihon, ce mai desenează acum. Ok. Bravo, Sefora. Și bravo, fetele. Ierihon era. Mulțumim. Ok, următorul cine vrea să fie? Hai să, hai să le dăm cât un cuvânt dificil și la ăștia mai mari, cum ar fi Isaac, să ne deseneze ceva. Și cine ghicește, e el punctul. Lui Isaac nu-i dăm punct, că desenează, bine? Dar ne dați mai multe puncte! Bine, vă dăm două puncte dacă este un cuvânt mai dificil, bine? Yay! Isaac, ai idee tu să desenezi ceva? Dificil? N-am nicio idee. Inspiră-mă. Hai că... sau nu? Stai, că scriu acum. Stai. Tot din Biblie? Vreți din Biblie? Stai așa. Uite, Isaac, cuvântul ăsta pe care i-o data trecută, n-am știut ce e în realitate. Ok. Îi dăm și lui Isaac tot 30 de secunde. Am început să număr. Și pentru asta vă dăm două puncte cine ghicește. Bine? Nu e o Biblie. Nu-i nici papirul, nu-i nici fragment. A, am uitat să vă zic, am trecut de chestii biblice, acum nu e neapărat, nu e obligatoriu din chestii biblice, bine? Stai că exact dezenează cu deamănuntul acolo. O carte, nu e o carte. Știință. Nu-i nici știință. Se poate pune știință în ce desenează. Un dosar, bine, sunteți prea aproape, dar nu are numele ăsta. O mapă. Nu e o mapă. Nici o copertă. Nici un portofoliu. Băi, sunteți foarte aproape, dar nu e fix denumirea aia. Și pentru că vă dăm două puncte, o vrem fix pe aia. Nu-i caiet. Agenda nu e. Haide, aveți idei? Folder. Hai că fetele sunt prolifice, dar n-au ajuns la cuvânt. Dosar cu șină. Măi, ăla este, dar are o denumire. Și o să vă zic de ce am ales cuvântul ăsta. Țiplă nu e țiplă, Ciprian. Nu. Măi, data trecută mi l-a dat... El, dar nu știu cum se numește. Uite, asta ziceam. Am fost în Campărea, tot așa a avut Prahova o Campărei și mi l-a dat Isaac să-l desenez eu pe ăsta. Și eu am început să desenez cu totul altceva, că nu știam ce este, știi? Și de asta e...
Nu e dosar? Bucane ale corului de la adunare. Anume. Dar nu știu denumirea exactă. Aveți idei, vreunii? Nu e. Așa, super, Sorina ăla este, dar nu Sorina nu putem da puncte. Mi-a scris în privat. Mai vă dăm sugestia, dar nu primiți niciun punct. Să le dăm Isaac sau să nu le dăm? Eu zic să le dăm. Bine, ia zile tu ce era. O să vă arăt o poză. Poate vă dați seama. Mai ei și-au cam dat seama, dar... Acum da. Mai... Cum îi zice că asta e? Bibliotecar. Acolo. Biblioraft, nu? Ba da, biblioraft. Cine a zis? Pe acolo. Nu, scuze, am vorbit fără să cer. Nu, că vreau să văd cine a zis, că nu-mi dau seama. Ne pare bine că sunteți cu noi. Da, ce mie. Bun venit. Deci, ăla era cuvântul. Eu mi l-a dat Isaac data trecută să-l desenez. Am început să desenez un dulap, nu știu, mi s-a părut la bibliotecă, biblioraft. M-am apucat să desenez un dulap, știi? Ok, a fost complicat. Din păcate nu dăm puncte nimănui. Bun. Ce cuvânt era? Ce? Deci, ce cuvânt era? Biblioraft. Bine. Ia să vedem. Ciprian, vrei și tu un cuvânt să ne surprinzi tot așa cu... Hai un cuvânt. N-ai tu unul complicat așa să ne surprinzi? Wow. Eu am o listă întreagă de cuvinte, eu am cuvinte, nu e asta problema, dar mă gândeam că ai ceva, un... Nu m-am gândit, dar până mă gândesc, dăm tu unul. Bine, acum. Ok, acum... Treizeci de secunde după ce începe să deseneze. Ha, gata, știu. Hai să vedem aici o demonstrație de arhitectură. Așa, stați așa că a început. Nu e un sul. A expirat timpul. Ne-a cam expirat timpul. Ia să vedem. Nu e o hartă. Auziți? Nu mai trimiteți mie răspunsurile în privat. Nu scriem. Nu mai trimiteți, trimiteți răspunsurile să le vadă toți, nu doar mie. Nu e o bancă, Simina. Sau ce? Nu e un amvon, Cristine. Ia să vedem. E la administrația prezidențială. Nu? Conferență de presă, administrația prezidențială. Să scrieți președinte? Predicator, fetele sunt... Au fost azi la biserică, cred. Predicator. La predicator. Haideți că v-a dat deja un indiciu fratele care este cu noi. Ia să vedem cine îl ghicește. A spus deja. A și spus. Da? A zis? Da. Bine, era un președinte. Așa arată președintele nostru. Președinte nu s-a scris. Nu s-a scris, dar s-a spus că e din administrația prezidențială și era pe acolo. A și zis președinte după aia. A, da? Ok. Da. Eu cu urechile mai greu.
Ok. Măi, apreciez că v-ați gândit la pastori, la predicatori. Ați început frumos. Ok. Casia și Ruxi, vreți voi? Da, vrem să le alegem noi. Vreți să vă alegeți voi și dacă nu ghicim deloc? Îți trimitem și ție. Ok, trimiteți-mi în privat și să le desenați repejor. Hai că uite-i fetele. Să nu mai ziceți tare, scrieți acolo, ok? Okay. Nu e cașcaval, Damian. Nu e niciun cadou, nu e niciun cufăr. A expirat timpul. Da, nu știu cine îl ghicește. Papion nu e. Oală, ok. Nu e oală, este ok. Un indiciu e ceva din zona bucătăriei. Nu e prăjitor de pâine, am vrea. Este pâine prăjită, dar nu e. Este ceva de mâncare. Nu a fost prin magazine de curând. Ana Maria Aera, era conservă. Și presupun că era și de pește. Fetele doar la o conservă s-au gândit, da, era. De la mine. Bun. Păi, încă suntem la chestii de-astea cu conserve, cu până ajungem noi la robot de bucătărie și de... Bun, super. Conservă era. Bine, în imaginație poate să fie și microunde și mai multe chestii. Super, fetele și super... Ana Maria și Sephora, că nu știm care a răspuns. Ok. Amândouă. Ne puneți ca și una. Ok. Simina, vrei și tu să mai iei un cuvânt? Hai să-ți trimit. Te-am trimis un cuvânt. Ia să vedem. Nu sunt nici geamuri, nici ferestre. O casă nu prea, asta nu prea seamănă. Ochelari. Măi, Damian, dacă tu vezi niște ochelari aici. Faruri de mașină. Stringer. Cam așa e și cu stringard. Haideți cu idei! Și vedeți că v-a pus și... Uitați-vă mai mult la detalii. Semina, cred că gata, s-a cam dus timpul. Război de țesut, muzgăleală, cascadă,
Ia legați-vă de cascada lui Damian. Damian e relativ pe aproape. Râu, fântână, nu. Lac, baraj, nu. Pod, pârâu, nu. Ia vedeți că e acolo ceva dezorganizat, așa ceva. Ia să vedem. Niagara, hidrocentrală, tornadă, nu. Ia să vedem. Bun, Damian, bravo, ăla-i cuvântul. Damian, inundație ne-a spus. Inundație era, știi ce mă așteptam că o să deseneze Simina? Mă așteptam că o să deseneze niște exploratori la cort în ploaie. Câte inundații n-am luat în corturi. Super! Deci, bravo, Dami, bravo, Simina! Damian, ne desenezi tu un cuvânt? Bine! Bine! Acum să selectez asta. Uite, să-ți dau un cuvânt. Gata! Zic că nu-ți place cuvântul. Nu e soare. Nu-i nici caniculă. Grenada, nu. Arici, floare. Mm-hmm. Primul răspuns este de la Casia și Roxy. Ăla e răspunsul. Ia zi, Damian, ce-a fost? Virusul de la Corona. Mm-hmm. Coronavirus. Ăla a fost. Deci, Casia și Roxy, iar aveți cât un punct. Mamă, ce faceți? Le luați pe toate? Și desigur și Damian un punct, că și la el s-a ghicit. Bun. Vă pun și pe voi, Casia și Roxy, doar că înainte au anunțat am vrut Sephora, bine? Bine. Da. Îmi trimiți un cuvânt sau fac ce vreau eu? Îți trimit eu un cuvânt, bine? Da. Ia să vedem cu asta. Exact, ești tu cu cronometru, nu? Da, sunt aici pe fază. Ok. Sugestii aveți? Un dinte, nu e un dinte. Zăpadă, bine, zăpadă, dar ea n-a desenat doar zăpadă acolo. Mai pe lângă zăpadă, are legătură foarte mare cu zăpada, dar mai exact ce e? Ciprian, bulgăre. Ce facem cu instructorii care... Cum îi punctăm pe ei? Ce facem cu... Au eu punctul cu ei vreau eu. Sau am participat cel mai mult. Îi punem în comandamentul următoarei tabere. Sau alege cine este următorul care să deseneze. Hai că așa e bună varianta.
Ia să vedem. Chiar tu, Sarona. Alec pe Sorina. Simina. Ei! Sorina a scris. Eu notez, eu nu desenez. Atunci pe Simina. Hai, Simina. Îi dai și un cuvânt? Da, pot să-i dau un cuvânt. Bine, hai să vedem. Hai că mă joc și eu cu voi acum. Isaac, hai și tu să te joci cu... Și trimiteți către toți răspunsul, nu doar în private. Gata, le-am dat cuvântul. Corect! Nu e corect. Mai spuneți. Aproape. Cravata Explo. Bravo, Isaac! Ceva de coadă de instructori. Bravo, Simina! Foarte frumos! Eu am spus că era văd și după și-a dat seama toată lumea. Colaborăm. Bine, atunci... Cristin? Ne? Cristine. Eu nu vreau să desenez. Hai, Cristine, hai să desenezi unul. Cristine! Hai, curaj! Hai că Isaac îți dă un cuvânt acum. Îți dă unul simplu. Hai și tu cu noi. Cristine, îmi trimite mesaj în privat. Nu, nu desenez! Măi, Cristine, ne vedem noi la bară în tavără. Bine. Numește pe altcineva, Isaac. Hai să facem așa. Cel care a fost ultimul numește pe altcineva, bine? E o idee bună. Ok. Damian. Hai. Pe cine? Pe Damian? Damian. Îi dai cuvânt sau îi dau eu cuvânt? Îi dau eu. Bine. Bine. Da, e și cu timerul exact, da? Ok, hai să vedem. Nu sunt ochi. Mă bag și în joc? Nu iese tornada? Nici vârtej. Ești aproape, Sarona. Te-ai dus cam departe. Restrânge sfera. Casia și Ruxandra s-a dus. Casia, da, a zis corect, calea lactee. Super. Felicitări. Acum voi alegeți cine să fie următorul? Voi alegeți cine să fie următorul? Casia și Ruxandra, voi alegeți. Gata! Sarona! Of! Și cine îmi dă un cuvânt? E noi! Bine, hai să vedem în privat și vă desenez. Să vedem, dar să știți că eu cu desenul, ultimul meu desen a fost prin clasa a șasea, deci
rivali. Hmm? Ești rivală cu desenul. Ce să mai, nici nu... Hai, că ați avut milă, cred eu. Cristine, bravo, era o pernă. Eu o pernă de-astea am de acasă. V-am zis că cu desenul nu sunt cel mai super. Bun, eu aleg cine e următorul, dar stai să ies de aici. Ok, Sorina, vrem să te vedem cum desenezi. Păi dacă tu n-ai mai desenat din clasa a șasea, eu nu știu din ce clasă n-am mai desenat. Hai să vedem cum desenezi. Am fost să beau apă, spune-mi cine a răspuns, că nu știu cui să-i dau punctul. Cristine a răspuns. După aia ne întoarcem la fetele care te ridică mâna, dar vrem să vedem cum desenează Sorina. Nu cred că vrei să vezi, dar hai, dacă ești așa curioasă, încerc, hai. Bine, acum stai că-ți dau un cuvânt. Pentru cuvântul ăsta ai un minut să desenezi, sau, mă rog, 45 de secunde. Hai că nu văd cuvântul, stai să-l văd. Bă, nu am, hai, încerc. Munte. Bine, nu e munte, Dani, e ceva, Dami, e ceva ce se face la munte. Cort, și cu cortul, drumeție, e mai mult, Cristine. Alpinism. Fetele Casia și Ruxi, trimiteți către toată lumea, nu doar în privat. Upsi. E o tabără Explo, într-adevăr. Este și drumeție, este și cu cort și cu munți, dar nu e cuvântul. Și excursie este. Ok, și cu cortul la munte și tabără Explo, mai exact. Nu e campure. Sorina, de ce ești așa sugestivă? Chiar vrei să pățim ce desenezi tu acolo? Da, Isaac, aia e. Okay. Ați văzut ce a scris Isaac? Tabără itinerantă. Uh-huh. Aia de mergeți cu rucsacul de 15 kg în spate, 3-4 zile la rând. Da, 6, e ok. Măi, asta este, dar Sorina, nu vreau să mai desenez ploaie de aia, deci nu vrem ploaie. Ok, Sorina, numește tu pe... Ia vezi că mai ridicase rămâna din fete, cine... Cred că Casia și... Fetele, da, Casia și cu Ruxi, dar nu am unde să le mai dau puncte. Iau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hai că mă au până la 10. Hai. Vrem noi să desenăm ceva, că știm deja. Un lucru foarte fain. Dar ziceți-mi și mie în privat, bine? Sorina, închide microfonul. Da, stai puțin. Bine, hai să vedem, fetele. Repejor, pentru asta aveți doar 30 de secunde să desenească, că e ușor.
E ușor, dar nu știu cine ghicește. A, Damian, bravo, ăla e. Este un cort. Gata, fetele. S-a ghicit cortul. Bun. Vreți să complicăm puțin lucrurile? Da. Da. Haideți să nu mai desenăm, haideți să mimăm cuvintele. Vreți asta? Asta înseamnă că trebuie să vă vedem pe voi cum mimați. Eu vă dau un cuvânt, voi mimați și ei o să scrie tot așa în conversațiile către toată lumea ce este și le răspund eu, pentru că voi nu o să vedeți cât îi mimați, că e prea mic scris. Vreți așa? Care vrea să fie primul voluntar? Dar doar unul, nu câte doi. Nu, fetele, nu iar Casia și Ruxim. Lăsați și pe alții. Ia să vedem. Cine vrea să fie voluntar să mimeze? Eu. Te-am văzut. Ok. Hai să-ți trimit un moment. Acum să mimezi, vrei? Sunt ok. Trebuie să-ți lași camera deschisă să te vedem, dar n-ai voie să vorbești, bine? Uite, îți dau un cuvânt foarte ușurel să vedem cum merge. Am trimis. Ia să vedem ce ne mimează nouă Sephora. Haideți cu idei în... Nu e o cravată Explo. Hai Sephora, mai mimează ca să-și dea lumea seama. Fetele, Casia și Ruxi, către toată lumea, nu doar către mine. Nu e șarfă. Hai că la un moment dat chiar a făcut foarte bine. Sfoară nu e... Ce sunt alea, Damian? Cristine, ăla e, e un fermoar. Hai că și-a adus și instrumentul. Da, da, super. Încercam să descifrez ce a scris aici, Damian, dar nu-mi dau seama. Deci e un fermoar. Super, Cristine. Ai punct și ai și tu, Sephora. Doar Sephora, fără Ana Maria acum. Ok. Simina, vrei un cuvânt? De ce? Nu vrea. Cine vrea? Care? Vreau eu. Hai să lăsăm și pe Damian, că voi ați tot fost bine. Acum îți dau un cuvânt, Damian. Fii atent, poți ta să-l mimezi. Dar va trebui probabil să te vedem, nu știu, știi tu cum îl mimezi. Ia să vedem. Idei? Nu e nici... Bine, este o pasăre, dar nu este găină, nu este ciocănitoare. Hai să vedem ce pasăre este, Damian. Nu e cocor. Nu e nici struț. Nu e fazan. Rață nu e. Barză nu e. Ia să te vedem, Dami. Bun. Isaac, ăla este cuvântul.
Era un flamingo. Bravo, Dami, mi-a plăcut. Bravo și fetele, Sefora și Ana Maria, nu știu care, dar a răspuns primul Isaac, așa că Isaac numește pe următorul. Cineva mima. Fără să ziceți nu. Cristine, sigur nu te-ai hotărât, chiar nu vrei să desenezi? Hai că-ți mai dau o șansă. Nu. Cine okay. Cine mai dorește? Aveți idei, a? Ia să vedem. Simina. Hai, fără nu. Hai să vedem, Simina. Dă-i un cuvânt, Isaac, în privat. L-ai trimis? Da. Bine, hai să vedem. Ia să ne spui. Nu s-a recoardă, nu este Iisus și nici Pavel. Nici Petru. Nu, nu dansează. Nu predică, nu cerșește. Aveți imaginația. Ar putea citi ceva în cadrul acțiunii pe care o face. Este un fel de predică, dar... Nu, nu predă la școală, nu se roagă. Nu face minuni. Da, se și roagă la sfârșitul acțiunii pe care o face. Bună, Damian! Poate că povestește ceva, poate că și citește. Nu este un evanghelist. Nu este Samuel. Nu este nici profet. Nici proroc. Haideți-mă să vă dau un indiciu. Este din sfera Explo. Poate fi și un instructor, dar nu neapărat un personaj, ci mai degrabă o acțiune. Emoțional, bravo! Felicitări, Casia și Ruxandra. Măi, a fost dificil, ce să zic. Unele sunt mai dificile, probabil, de mima decât... Ia să vedem, Simina, alege tu pe cineva care să mimeze. Hai, repejor. Casia și Ruxandra. Casia și Ruxi. Una din ele. Alege doar pe una din ele. Ruxandra. Ruxi, bun. Ruxi, ai să-ți trimit un cuvânt. Știi ce e asta? Ia uite, pe Ruxi, ia uitați-o. O vedeți? Bravo, Ruxi, îmi place. Nu faceți spor, Cristine. Ia să vedem. Secundar, zice Damian, ceas, timer, voi sunteți foarte aproape. Sunteți foarte aproape. Ia să vedem.
Timer, ceas. Haideți, pe acolo e. Cucula deși noaptea. Mă, e pe ceva pe lângă cucu. Orologiu. Sunteți foarte aproape, are legătură cu ceasul. E o componentă a ceasului. Ia să vedem. Hai că amețește Ruxy acolo. Clopote la biserică. Nu e Ruxy. Hai, aveți idei? N-aveți idei? Limbă de ceas. Bun, limbă de ceas. Cum se numește limba aia de la ceas? Dar nu limba de pe cadran. O un fel de... Bine, nu-i chiar limbă. Secundar la ceasul vechi. Și cum se numește? N-aveți idei deloc, deloc? Băț. Nu e băț. Hai mă, că obosește Ruxy acolo. Ceasornic. Vă dau răspunsul? Vreți să vă dau răspunsul? Sau mai încercați? Încă un indiciu. Păi ți-am zis, e o componentă a ceasului. Trebuie să te gândești la niște... Mai mult nu-ți zic. Păi, practic, dacă zic mai mult, îți zic cuvântul. Limbar. Ciprian, ăla-i cuvântul. Vezi cine știe ceasurile de mai demult? Bun, pendulă. Măi, cam aici ne oprim. A trecut o oră de când suntem aici. Sper că v-a plăcut. Ce ziceți? La următoarea campore mai veniți la jocul ăsta? Sigur. Evident! Bine. Cred că acum e pauză de masă, îmi spune Isaac. Nu știu ce e acum. Felicitări! Mersi. Bine. Păi vreau să ne mai întâlnim prin tabere. Uite, acum le știu și pe fete. Pe Simina am tot văzut-o în tabere. Și pe Sephora mi-am amintit-o. Dar acum vă știu și pe voi. Bine, și Cristine, care nu vrea să o vedem. Și Damică, bineînțeles, Damișcă de la grupă. Bine, mersi mult de participare, m-am bucurat să fiu cu voi azi și să vă distrați în continuare în campore, bine? Mulțumim! Bine. La revedere! Pa! Mergeți la masă! Pa! La revedere! Felicitări! Pa! Poftă bună! Pa! Hai că asta a fost mai bine decât data trecută. Stai, stai, stai să închid.